Bună, sunt Florin Ștefan și te aștept cu drag la cursurile de fotografie de nuntă Dalesgo. Provocarea de a preda la Dalesgo am primit-o cu brațele deschise. De mult îmi doream să predau. Deja sunt puțin obișnuit pentru că predau cursul în Craiova de fotografie pentru începători. Și asta cu fotografia de nuntă vine natural, pentru că e ceea ce fac eu în mod normal. Pentru mine e o plimbare în parc, cursul de fotografie de nuntă. Ar trebui să vină fotografii de nuntă care deja activează în domeniu, care vor să înțeleagă cum să își șlefuiască, să zic așa, ceea ce fac ei în momentul ăsta. Pe de altă parte, ar putea să vină și fotografi la început, care încă nu au avut de-a face cu nunțile, dar care vor să activeze în domeniul nunților. Fie că ești la început, fie că ești puțin avansat, chiar nu contează. Până la urmă, nu vorbim chestiuni nemai văzute sau nemai întâlnite în domeniul evenimentelor. Din punctul meu de vedere, pentru a reuși ca și fotograf în domeniul nunților, în primul rând trebuie să fii un om ca lumea, nu știu, așa mi se pare. Calitățile tehnice nu cred că sunt pe primul loc. Aș vrea să învăț pe cei care vin la cursul de fotografie de nuntă cum să se integreze mai bine în comunitate, cum să respecte oamenii care deja fac acest lucru și abia apoi tehnici sau cum fotografiem, pentru că dacă cumva ai o bază solidă a felului în care te dezvolți în acest domeniu, totul vine mult mai ușor. Până la urmă, fotografia de nuntă nu este cu nimic mai diferită de fotografia de produs sau fotografie de design sau fotografie de studio. Evident că sunt lucruri diferite și tehnici diferite, dar baza trebuie să fie cumva aceeași. În 2014, efectiv, m-am apucat de fotografie de nuntă, având un aparat, l-am luat, mi-am pus fotografii lângă numele meu și am devenit fotograf de nuntă. Cam așa cred că procedează majoritatea fotografilor din România. Ideea este că e foarte greu să fii fotograf de, nu știu, orice altceva. Cel mai simplu este să devii fotograf de nuntă, din punctul meu de vedere. Adică toți avem prieteni care se căsătoresc, care au, nu știu, un eveniment în familie și atunci e simplu să-ți iei aparatul și să mergi să le faci câteva fotografii. Cum am devenit un fotograf de nuntă cunoscut? Prin multă muncă. Ca și reușite personale în domeniul fotografiei de nuntă, mă bucură foarte mult cei 2 ani consecutivi pe care i-am avut anul 2019 și 2018, în care am terminat pe locul 2 la concursul național de fotografie de nuntă. Apoi, în concursurile internaționale, m-am clasat în top 50 ISPWP, 2 ani la rând. 2 ani la rând am fost în top 5 WPS, care e tot internațional. Și concursul care mi-a adus așa cel mai multe bucurii, deși am avut cele mai puține premii, este vorba de Fearless Photographers, unul dintre cele mai grele din punctul meu de vedere în domeniul nunților. Anul trecut am reușit să iau 3 premii Fearless, ceea ce m-au clasat într-un top 10 al fotografilor români care fac parte din comunitatea Fearless.